doctor cu întorsături. E serios, semiserios, nu le reziști. Alfred Ariciul Detectiv. Misterul bulelor enigmatice. Unde e Milo? N-ar trebui să ne ajute să facem cutia pentru ziua apei? A spus că o să fie aici? Poate a pornit de vreme și e deja la lam? Da, ai dreptate. Milo nu vine de vreme. Aici erați! De ce ai zăbovit atât de mult? Am lucrat la detaliile finale ale posterului de ziua apei. Ta-da! Ăsta e un târg științific, nu științifico-fantastic. Avem de-a face cu chestii reale. Ai putea să-mi dovedești că monștrii marini nu există? Ei bine, nu. Atunci posterul meu este valabil. Oh, bună, Milo. Scuze că te-am speriat. Dar de ce anume v-ați îmbrăcat așa, domnule Rusard? Cu ocazia zilei apei. Împrobam doar vechiul costum de scafandru ca să fiu sigur că nu pătrunde apă în el. Copii, ce părere aveți? Cynthia, ce s-a întâmplat? Ce e cu... chestia asta lipicioasă? E oribil! Îngrozitor! Terifiant! Exersam numărul de dans pentru competiția de azi. Eram în toiul spectacolului. Sunteți minunate, fetelor! Evident, o evoluție perfectă. Când ne-au împresurat bulele din senin și creșteau văzând cu ochii, în câteva secunde ne-au acoperit. A fost dezgustător! 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 Vreau să aflu cine mi-a făcut asta. Dacă așa știți voi să glumiți, aflați că nu-i deloc amuzant. Ce tot faci? Ai un miros ciudat. Nici vorbă de așa ceva. M-am dat cu loțiune de corp Melodia Pajiștei. Ultima apariție pe piață. Nu. Spuma miroase. Pot să o miros și eu? Tu ești Alfred? Aș spune că e serios de misterios. Acolo, vedeți spuma? Cum să înotăm în condițiile astea? Până când nu vom afla cine e responsabil, va trebui să anulăm târgul. De acord. Nu o să mă vadă nimeni înotând. Nu puteți refuza asta publicului meu. Știu. Ce-ar fi să curățați lacul și prin asta să salvați ziua apei? O idee grozavă, Cynthia. Te poți apuca deja de lucru. Dar eu nu fac niciodată curățenie. Există un început pentru orice lucru. Între timp, noi o să încercăm să aflăm ce s-a întâmplat. Să ne întoarcem la sediu, avem de lucru. Dar plecați? Te vei descurca de minune. Exact cum credeam, este spumă. Amuzant.
În conformitate cu rezultatele, spuma provine dintr-o plantă. Așadar, nu este săpun? Exact! Ăsta e primul indiciu. Acum, ce urmează? Vedem cum decurge curățenia și căutăm alte indicii. Grozav, eu una vreau să văd cum se descurcă Cynthia. Nu vreau să văd pe nimeni stând cu brațele încrucișate. Priceput? N-avem toată ziua la dispoziție. Spuma să dispară imediat. Tu nu ajuți la curățenie, Cynthia? Ba da, îmi motivăm doar echipa. Întrucât e de origine vegetală, luăm mostre de plante, lemn, iarbă, chestii de-astea. Anunțați-mă dacă găsiți ceva. Alfred, crezi că ăsta e un indiciu? Sper că n-o să-l mănânci. Oh, ăsta e un indiciu bun. Ajutor! Ajutor! Dați-mi o veste de salvare! Milo! Milo! Ce? Apa îți ajunge abia la glezne. Păi, părea mult mai adâncă. Stai, priviți! De unde a apărut? Ce scârboasă e! Există doar în locul în care a stat Milo. Probabil din cauza că te-ai zbătut. Logic, ați uitat? Asta ni s-a întâmplat și nouă când înotam. Deci, spuma s-a format pentru că am dat din brațe? Așa este, ăsta e al doilea indiciu. Dar nu ne arată de ce a apărut spuma. Nu-ți face griji, nu o să dureze mult înainte de a afla. Să analizăm mostrele. Vreau să vin și eu! Cynthia! Ce o să facem cu toate chestiile astea? E simplu! Știm că o plantă e cea care face spumă pe apă. Mai știm că spuma apare atunci când apa e tulburată. Așa că o să aflăm care din plantele astea formează spumă pe apă. Prea bine, următoarea mostră. Nici măcar una din ele nu formează spumă. Cred că ceva ne scapă. Dar ce? O fi răspunsul. Să facem curat. Am cercetat cu atenție locul faptei. Da, am luat câte o mostră din fiecare floare, băț sau fir de iarbă pe care l-am văzut. Știm că nu e săpun. Se simte iar mirosul. Ai dreptate, miroase ca spuma. Da, miroase a salată de fructe. Frunza e al treilea indiciu. Dar am testat-o, nu s-a format spuma. Cum de crezi că e un indiciu? Trebuie să aflăm din ce copac a căzut frunza. Dar frunza nu a făcut spumă. Bine punctat, poate nu e vorba de copac sau de frunză. Poate ar trebui să căutăm fructe. Aha, mi-am dat seama. Să mergem la lac. Alfred, ce fel de copac căutăm? Îl căutăm pe acesta. Pe ăla? E doar un copac. Un pom fructifer. Nu e un copac obișnuit, ci o rudă a copacului licii, care are niște fructe interesante. Ne bucurăm de un pom fructifer? Mare scofală! Chiar este, fructele sunt cele care formează spuma, dar trebuie să-mi testez teoria pentru a fi sigur. Și cum o să facem asta? O să ne ducem pe fundul lacului. Credeam că vei zice că ne ducem pe fundul lacului. Asta am spus. Poftim? Pe fundul lacului? Nu pot ține respirația atât de mult. Nu noi, Milo, ci un profesionist. Dacă o să dați de o stridie monstru, arătați-i o bucată de hrean. Toată lumea știe că ar pune-o pe fugă, așa cum usturoiul alungă vampirii. De ce durează atât de mult?
Fundul lacului e plin de astea. Vedeți? Am avut dreptate. Fructele astea exotice conțin saponină. Saponină? Saponina e un fel de săpun pe bază de plante. Iar săpunul, când e tulburat, face spume. Fructele s-au copt și au căzut în lac. Cynthia cu prietenele ei, când au notat, s-a ocupat de restul. Ei bine, știu ce am de făcut. Mulțumesc, domnule Rusard. Grozavă treabă, Alfred. Poate să înceapă ziua apei. Grozav! În sfârșit o să fiu văzută înotând. Nu cred că o să rateze prea multe. Să știți că v-am auzit. Alfred a descoperit că saponina e responsabilă de spuma de pe lac. Aceasta se găsește în multe alte plante, precum boabele de soia și de mazăre.